Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent și Nodul Nord în Fecioară pentru martie 2020. Da, știu, n-am făcut luna trecută din niște motive, cu siguranță, din niște motive serioase. Sper ca etalarea aceasta să vă ajute și să vină cu mesaje importante, să vă inspire măcar pe aici, pe acolo. Am pregătit o parte din cărți și vreau să vă transmit ceva. Cred că aveți de-a face, nu doar pentru că arată cărțile, dar mi s-a arătat și mie, într-un fel sau altul. Aveți de-a face cu o situație care vă irită, vă calcă pe nervi și vă strică starea, echilibru vostru spiritual, emoțional, fizic, financiar, cum vreți voi. Interesant că a apărut acest as de as. E similar cu asul de foc. Dar e prima carte în seria cărților cu semnul alchimic al focului și este reprezentat de mușuroiul de furnici și furnicile roșii, cu alte cuvinte. E o situație care vă irită, care creează iritații, alergii. Aici, teoretic, ar trebui să fiți voi semn de pământ sau ceva similar cu 8 de monede. Voi muncitori, voi care lucrați la creșterea voastră spirituală, la stabilitate, la a vă crea un mic rai pe pământ, așa în felul vostru, cum vedeți voi, poate. Această situație, că e semn de foc, că e cineva în semnul focului sau o situație, nu neapărat o persoană, dar ceva vă irită. Hai să vă zic ce mi s-a întâmplat. Când să încep să filmez, mi s-a deconectat telefonul și s-a întâmplat de vreo 2-3 ori până am început să mă enervez. Bine, a trebuit să-mi iau pauză, să mă calmez și să încep înregistrarea. Probabil că și vouă vi se întâmplă situații mici, repetate, care vă irită, vă distrag atenția de la comunicarea cu ființele superioare, de la munca voastră, de la munca voastră interioară, spirituală. Asta pentru că am zis este similar cu 8 de monede, dar în seria asta de cărți, totuși, simbolurile sunt diferite. Posibil pentru unii dintre voi. Lucrați foarte mult la această creștere spirituală și dacă nu sunteți voi cei care lucrați, poate semnul de foc este cel care lucrează. Și ceva din viața voastră, de la locul vostru de muncă, irită semnul de foc. Este posibil și această variantă. Dar, în principiu, eu zic că pentru majoritatea celor cu Soare, Lună, Venus, Ascendent și Nodul Nord în Fecioară, e un proiect, e o situație, e o persoană care vă dă alergii și interesant este că atrage atenția. Vin alte furnici și alte furnici în acel loc, în acea situație. Într-un fel sau altul atrag atenția în condițiile în care voi aveți nevoie de liniște, de pace, de conectare cu spiritele superioare. Am zis, pentru unii s-ar putea să aveți de-a face cu o ființă superioară, un profesor, și pământean și spiritual în același timp. Eventual, să sperăm că vă ajută acest profesor și o să vă zic imediat de ce, vă ajută să depășiți această situație critică. Vă zic asta pentru că în momentul în care am încercat să aflu un sfat de la îngeri, de la aceste oracole, inițial a venit călătorie. Călătorie care s-a arătat și la semnul balanței. Acum că aveți balanțe, că aveți planete în semnul balanței, că e normal, fecioară să aibă și se întâmplă, da, să aveți planete în semnul balanței, că relaționați cu balanță, iar e altă posibilitate. A apărut călătoria, carte care a apărut și la ei. Însă, la capătul setului, era speakerul, vorbitorul, urmat de familii și de copii. Sau copii și familie. Am zis, hai totuși să mai încerc un alt mesaj. Dar trecând peste, sau nu trecând, nu vreau să trec. Mesajul inițial a fost că trebuie să călătoriți.
Da, să călătoriți cu un scop foarte important, că acest zimbru e o persoană importantă, să vă întâlniți cu un vorbitor, eventual cu un consilier sau cu cineva cu o capacitate spirituală sau o persoană dezvoltată spiritual, care vă va ajuta, vă va consilia în niște probleme spirituale, de familie sau cu copiii. Probleme care deja vă irită. Am zis, am încercat să mă amestec cărțile și următorul mesaj a fost să aveți încredere. Aveți încredere că totul se rezolvă, învățați să manifestați. Poate acest mesaj să fie pentru alte fecioare, nu știu, sau poate ambele mesaje sunt pentru voi. Vedeți și voi cum relaționați. Aveți la capătul setului artistul și copiii. Că fi cineva care lucrează cu copiii, că lucrează artă, că trebuie să faceți artă sau să vă transformați, că de fapt asta înseamnă arta, să vă transformați viața, să manifestați și din alt punct de vedere anumite lucruri, iar variază. Ideea este că trebuie să aveți încredere și să în visele voastre, în sentimente, că toate acestea vă ghidează pașii în ceea ce aveți de făcut. Vedem ce se mai așează cărțile pe parcursul etalării. Alt mesaj ar fi că trebuie să iertați. Posibil ați fost într-o relație sau într-o situație în care v-ați mințit sau ați fost mințiți. Că nu degeaba trebuie să iertați. Sau cineva v-a greșit, v-a vorbit, v-a furat, v-a vorbit urât, v-a furat. Deci e o situație neplăcută. Și trebuie să iertați această situație. Și în continuare, aveți trei cărți care exprimă acțiune. Du. Fă ceva pentru cineva. Demonstrează, iar demonstrează înseamnă să faci ceva, demonstrează dragostea. Acțiunile vorbesc puternic. Exprimați-vă dragostea prin acțiuni. Deci, iar acțiune, demonstrează, fă. Toate aceste trei cărți vă atrag atenția că dacă până acum, într-un fel sau altul, într-o relație, unii dintre voi, nu toți, evident, nu toți, nu ați demonstrat într-adevăr sentimentele, stabilitatea, emoțiile, tot ce aveți frumos pentru cineva, este cazul să demonstrați. Altfel, nu puteți manifesta miracole și binecuvântări. Altfel, vă mințiți pe voi înșivă sau vă păcăliți. Tot aia este. Creați iluzii. Și nu este bine că sunteți semn de pământ și vreți să fiți credibili. 48, 49 și 41 or fi vârstele unora dintre voi. Nu știu, sau poate aceste numere vă spun ceva în mod special. Haideți să vedem ce se arată în seria aceasta de cărți. 3 de monede, iar semn de pământ puteți să fiți voi la locul de muncă. Locul de muncă poate să fie și 8-ul acesta, da? Acest zimbru să fiți voi sau cineva la locul de muncă. O situație care vă irită, vă distrage atenția de la muncă, o situație la locul de muncă care vă irită și care atrage atenția într-un mod neplăcut asupra voastră, ca și când ar fi, nu știu, purici. Ce sunt? Furnici, termite, nu contează. În blana dumneavoastră și vă irită. În blana zimbrului. Voi trebuie să munciți, să deveniți perfecționiști sau foarte buni în ceea ce faceți. Eventual să vă inspirați de la o asemenea personalitate. Nu să vă lăsați distrași de lucruri mici și toxice, alergenice. Am zis iar, trio, posibil pentru unii un trio la locul de muncă. Există și un împărat în preajmă care vă vede eventual sau pentru, există și varianta frumoasă, un șef vede că sunteți mai buni decât ceilalți și vă va oferi să zic, un plus financiar, un job, ceva de genul ăsta. Ar fi frumos. Soare, Lună, Venus, Ascens. Oh! Nodul Nord în Fecioară. Dar să vă mai arăt ce vreți să se arate. Un nou început, o nouă pasiune, un nou proiect.
După ce ați trecut prin niște situații financiare neplăcute și nu doar cei care sunteți căsătoriți, că asta se reprezintă cartea căsătoriei, cu o persoană foarte dragă și foarte sensibilă, nu știu, într-un fel sau altul, din niște motive, ați trecut prin această singurătate, această tăcere, aceste încercări, aceste probleme, ați fost eventual testați cât de profundă este relația. Și se arată totuși un potențial, ori o nouă fază în relația voastră, ori un nou proiect, că e contract, da? Și am vorbit mai devreme și de locul de muncă, ori o nouă pasiune pentru unii dintre voi. Am văzut temperanța, trebuie să aveți răbdare, să lucrați cu voi, cum am zis mai devreme și la Zimbru, să lucrați cu voi. Un mesaj neașteptat sau niște vești neașteptate se arată. Cineva vrea să vorbească musai cu voi. Ia uite, soarele, un copil sau creștere spirituală pentru cei care lucrați. Fecioară, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Fecioară, martie 2020. Ia să vedem cum se leagă toate aceste mesaje. Central, 8 de cupe. Semn de apă, mai mult sau mai puțin. Eu zic că voi vreți să vă detașați de niște situații în care nu v-ați simțit împliniți. Vreți să mergeți către 9 de cupe, către satisfacții emoționale, da? Să demonstrați dragostea, să aveți în preajmă pe cineva care vă demonstrează dragostea, da? Nu degeaba ați avut iertare. Iertați pe cei care îi veți lăsa în urmă. Iertați situațiile acestea iritante, iertați-le și ridicați-vă, deveniți maestri, deveniți învățători, într-un fel sau altul, nu neapărat, acum vă dați doctoratul, dar, ia uite, cineva e supărat, cineva e supărat, într-o situație, acasă, cu un copil, eventual, în fine. Ce vă blochează această eliberare emoțională? Sunt niște conflicte mentale și verbale. Aveți discuții cu cineva, nu contează zodia, nu contează semnele. Aveți discuții cu cineva și din cauza discuțiilor vă afectează atât de mult, vedem și ce se arată în continuare, acele cuvinte, acele, eu știu, atitudini, expresii. Faciale, nu contează ce, vă afectează aceste discuții foarte mult și de aia vă provoacă, vă este greu să vă detașați emoțional. V-au rănit într-adevăr, v-au secat, să zic, inima într-un fel sau altul, acele discuții, conflicte cu cineva. Cineva vrea cu orice chip să fie superior față de voi, eventual să-și demonstreze superioritatea, inteligența, eu știu ce. Evident că puteți să fiți și manipulați mental mai degrabă. Și evident că vă afectează și emoțional. Ei, și această carte negativă și gri vă îngreunează detașarea emoțională și drumul vostru către nouă, către creșterea spirituală, către satisfacția, împlinirea tuturor dorințelor. Că nouă de cupe e similar cu steaua, împlinirea tuturor dorințelor. În trecutul îndepărtat, ia uite, responsabilități, griji, semn de foc sau o căsnicie, cum am zis mai devreme, sau un job epuizant, sau situații, relații, proiecte epuizante, 10 de băte. În subconștientul vostru simțiți că sunteți foarte responsabili și că trebuie să le duceți, să le faceți. Sau, dacă nu sunteți voi, poate să fie altcineva, evident că poate să fie un semn de foc, că tot e semn de bătă. Dar trecem peste chestia asta și dăm și varianta în care sunteți voi, să zicem. E o relație sau un contract. Oricum, e un ciclu pe care teoretic ar trebui să-l încheiați, că e 10. Ah, ce frumos! Asul de spade. În ultima vreme, un trecut apropiat. Vreți să aveți victorie sau există și varianta, fiți atenți, ca acest semn de aer să aibă victoria asupra voastră cu orice chip. Există și această variantă. Vedem ce se mai arată. Dar dacă ați fi voi,
Vă doriți să aveți victorie în aceste probleme, da? Să despicați muncii și să treceți prin ei, să treceți, ia uite, să treceți voi, da? Să vă detașați emoțional și să aveți victorie. Victorie și împlinirea dorințelor. Aici munți, aici munți, da? Eu zic că ați putea fi voi. Dar evident că ar putea să fie și un semn de aer. Care, am zis, vrea victorie cu orice chip. Din cauza asta, poate ați avut ați fost și căsătoriți, sau ați avut contracte, sau eu știu ce, din cauza asta vă este greu să vă detașați emoțional. Justiția, justiția. E clar că unii dintre voi veți rămâne în această zonă a tribunalelor, a despărțirilor, a justiției. Aveți nevoie de făcut acte de... separări, eliberări. Și să sperăm că se face justiție în viața voastră. Viitorul apropiat, marele preot. Marele preot, căsătorie. Căsătoria vă influențează în continuare. Acum, în ce formă, se pare că nu foarte pozitiv pentru unii dintre voi. Sau un taur, să zicem, sau poate aveți planete acolo în balanță, în taur, că balanța e chiar aproape și am vorbit de balanță și mai devreme. Marele preot. Iar marele preot reprezintă contracte spirituale pe care trebuie să le analizați, măcar să le analizați sau să le rupeți. Pentru că 8 de cupe asta înseamnă eliberare emoțională și evident că vreți să puneți și în practică. Poate, pentru că sunteți în situația asta așa de complicată, unii dintre voi învățați să vă reconectați la religia în care ați fost crescut sau la un anume soi de spiritualitate sau la un învățător sau la un ghid spiritual, că am vorbit mai devreme de cineva care vorbește de spiritualitate sau vă consiliază în familie, în creșterea voastră. Am vorbit mai devreme, da? Ar putea să fie chiar acest zimbru sau acel speaker despre care am amintit la început. În prezent sau viitorul apropiat. Și vreți să vă detașați emoțional, deci nu v-am plinit, da? De conflicte și să călătoriți, cum am zis mai devreme, să călătoriți. Bine, aici este o detașare emoțională, dar tot o călătorie este cu sufletul. Într-o zonă stabilă, emoțional și spiritual și inspirantă. Sfatul. 8, am vorbit de 8. 8 de monede, da? Și aici 8 de pământ ar fi. 8 de monede. Munciți, vă transformați prin muncă. Se pare că până acum, deocamdată, cam... asta este ce aveți de făcut, să munciți. Eventual, dacă e vorba de dragoste, demonstrați, dar munciți, faceți, da? Faceți ceva, faceți ceva deosebit. Ia. Faceți ceva deosebit pentru cineva. Acționați. Bine, acționați-ne mai mult de semn de spade uneori, dar acționați într-un plan material, transformați. Așa. Sfatul este să munciți, să deveniți independenți financiar, dar să ajungeți la 9. 8 e casa 8-a a scorpionului, a banilor, a taxelor, că sunteți în justiție, în tribunale, a căsătoriei, într-un fel sau altul. Oricum, vă transformați prin muncă. Meditați eventual la aceste transformări, la toate lucrurile pe care le faceți cu mâna și s-ar putea să primiți o inspirație divină. Exterior, 7 de cupe. Posibil un semn de apă. La un moment dat am văzut și aici. Deci, un semn de apă, într-un fel sau altul, vă influențează. Să zicem.
Pentru că la capătul setului de cărți există și scoica, semn de apă, pești, drac, scorpion. Și are similar cu șapte, da? Șapte înscris șapte, va apărut și vouă șapte. Da, este influență exterioară. Interesant cum s-au legat cărțile. Influență exterioară. Ori un semn de apă, ori o persoană vă emoționează și vă, nu știu, vă inspiră, vă dă fantezii, într-un fel sau altul, și vă ajută în această perioadă în care aveți de-a face cu lucruri destul de dure, destul de reci. Să sperăm că vă influențează un pic spiritual. Există varianta bună a lui șapte de cupe. Dar există și varianta să vă bruieze, să vă creeze confuzii și la un moment dat să intrați în probleme iritante, neplăcute, imorale, să zicem, pentru unii dintre voi sau, în fine. Dar depinde de la situație la situație. Poate fi și bine și rău acești șapte de cupe, dar problema este să alegi corect cupa. Să alegi virtuțile, nu plăcerile lumești. Poate cineva visează la voi sau voi visați la această persoană și în felul ăsta vă mai influențează, vă mai îndulcește un pic influența exterioară, vă mai îndulcește, vă mai blânzește situațiile prin care, că tot aveți și artistul aici, prin care treceți. Vă dă încredere într-un fel sau altul, că există și oameni buni, oameni frumoși, nu doar certăreți, nu doar impunători, nu doar opozitori, nu doar pretenții, nu doar muncă. De ce vă este teamă? Vă este teamă că nu aveți parte de acest as de monede, de casa voastră, de locul vostru, de un job stabil, de ceva nou, că tot vă gândiți la despărțire unii dintre voi. Evident că poate să fie și o balanță, că aveți două cărți în semn de aer. Variază, evident, variază. Dar vă este teamă că nu aveți parte de acest as de monede, de o relație stabilă, de lungă durată, de oameni de încredere, de situații în care să vă simțiți în siguranță. Ce vă doriți, împăratul? Să vă conduceți viața. Să vă conduceți viața ca un împărat, să aveți imperiul vostru, de-aia și trebuie să munciți. Imperiu. Poate că e prea mult spus. Ideea este că trebuie să vă controlați. Vă doriți să vă controlați. Este bine că treceți prin niște probleme care într-adevăr vă provoacă. Și aveți și marele preot. Poate cineva vă ajută. Sunt oarecum. Acesta este spiritual, acesta este mai pragmatic. Poate e o persoană. Am zis mai devreme, da, și la zimbru, și la speaker, când am vorbit la începutul etalării, posibil să călătoriți către cineva care vă inspiră, vă sfătuiește, vă învață cum să vă creați propria voastră afacere. Sunt diferite variante. Acum luați-le care vi se potrivesc. Pentru că, în general, împăratul are afacerea lui. Este independent, evident. Dacă vă doriți, asta este nemaipomenit. Și poate cineva vă consiliază, într-un fel sau altul. Dar eu zic că este echilibru, autoritate. Vă doriți să oferiți protecție celor care, într-adevăr, vă respectă și vă apreciază. Finalul, iar a vrut să se arate trei de monede. Colaborați. Sunteți văzuți eventual de acest șef? Posibil pentru unii dintre voi. Sunteți apreciați la locul de muncă, dar posibil să fie și invidii. Ia uite, regele de bâte. Pentru unii este dorința de a fi independent, regele de bâte. Evident că poate să fie și un semn de foc, evident că poate să fie și un berbec sau un leu, dar și balanțe și ce-o mai fi. Dar, ia uite, roata norocului. Eu zic că unii dintre voi, așa simt, așa vă transmit, vă doriți să începeți afacerea voastră, să nu mai fiți angajați unora și altora. Pentru că regele de bâte este antreprenor. Bine, este mai creativ, este altfel. Și uite, așa vă schimbați norocul.
Ieșiți din postura de subalternul dintre voi și începeți să conduceți. Dacă aveți cursurile, pregătirea, munca, experiența necesară, de-aia sfatul este să munciți. Că ideea este să nu rămânem toată viața, măcar unii dintre noi, să nu rămânem toată viața angajații altora. Și regina de cupe. În momentul în care reușiți să vă conduceți financiar cu autoritate ca împăratul și ca regele de bâte, schimbați roata norocului și vă puteți bucura, nu musai, de o regină de cupe, vă puteți bucura de relații în care sunteți susținuți emoțional. Vai, ce frumos, regina de cupe și împărăteasa. Pentru unii dintre voi aveți de-a face cu cineva, semnul peștilor sau berbec, că e martie, sau pur și simplu, da, pur și simplu, spre sfârșitul lunii martie, sau de la jumătatea lunii martie, vi se schimbă roata, vi se schimbe destinul, norocul. Și aveți parte de vindecare, asta înseamnă regina de cupe, poate să însemne și vindecare emoțională, că tot vreți să mergeți de la 8 către 9. Și abundență fizică și dragoste, că e Venus. Evident că poate să fie și balanță, că aveți o balanță. Sunt multe variante. Poate regina de cupe este cu o balanță. Și din acest motiv, există și varianta asta. Există niște contradicții. A, împăratul și împărăteasa! Wow, fenomenal! Împăratul și împărăteasa, vă doriți să fiți împăratul împărătesei. Adică partenerul ei. Dar pentru asta trebuie să munciți, să deveniți independenți. Este un personaj în viața voastră care vă inspiră. Multă tandrețe, multă dragoste. Persoană finuță, frumoasă, încrezătoare, pasională, creativă, în toate felurile, da. Posibil cu influențată de Jupiter, posibil, dar nu e obligatoriu. Dar persoana aceasta vă schimbă într-un fel viața. E o întâlnire de destin. Dar v-am zis, variază. Știu mai multe povești în care aș putea să adaptez această etalare. Evident că pentru unii poate să fie și un trio la locul de muncă, în care, asta e, există cineva în semnul leului care știe de acest trio, cine este bărbat, femeie, iar variază de la unul la altul, știe de acest trio. Dar acest trio, într-un fel sau altul, e o întâlnire de destin. Aveți o relație karmică cu ei, că asta înseamnă destinul, e o karmă. Mai ales că avem și justiția. Că e balanță, că e semnul lui Venus, că e taur, că aveți aici și taur, iar că e semn de apă, iar. Ideea este, chiar dacă nu e semn de apă, vă hrănește emoțional. Acum depinde ce aspecte planetare aveți. Oricum, dacă sunteți într-un trio, posibil acest trio încă vă mai influențează viața în martie, într-un fel sau altul. Dar, v-am zis, îmi place să gândesc un pic și altfel și să simt, nu doar să gândesc. Și cu acest împărat și cu acest rege, eu zic că frumos ar fi pentru unii să încercați să vă ridicați deasupra acestei posturi de subaltern și să vă creați propria voastră afacere. Aveți acest potențial, într-un fel sau altul, și trebuie să vă conciliați, să vă faceți actele cu justiția, da? Să vă faceți firmă și alte chestii. Da? Și atunci vi se schimbă norocul și aveți parte de creștere. Poate cineva vă va susține emoțional. Va fi alături de voi, vă va încuraja, că asta înseamnă și regina de cupe și împărăteasă. Dar ideea este că, pe de altă parte, unii dintre voi, depinde ce planetă aveți acolo și ce aspecte se fac cu persoanele la care vă gândiți,
Unii dintre voi vă doriți această independență financiară tocmai ca să fiți mai aproape de acest personaj, căreia v-ați dori să-i fiți parteneri. Și știți că n-aveți cum să fiți parteneri împărătesei decât într-o postură de rege sau de împărat. Posibil ei sunt mai emoționali decât, ei sunt mai emoționali decât voi, da? Iau ce frumoasă combinație, ce frumoasă combinație, într-adevăr. Dar nu puteți fi împreună decât dacă munciți. Nu puteți să manifestați acest noroc, e roata norocului. Decât dacă munciți, da? 8, sfatul e 8. Și din acest motiv este frică. Nu știți dacă veți avea parte de această relație deosebită, stabilă, frumoasă cu ei. Înțelegeți voi, dragii mei? V-am zis, sunt mai multe variante. Încercați să le luați pe care le doriți. Eu știu mai multe povești, bine, mai multe. Sunt câțiva în semnul fecioarei. Acum, că e trio, că nu e trio, iar variază. Iar variază. Dar sunt frumoase cărțile dacă vreți să lucrați pentru creșterea voastră și spirituală, dar financiară, da? Aveți 8 de pământ, 8 de monede. Împăratul, iar 3 de monede. Ideea este că ea l-am pus în ordine. Ah, ce frumos! Trebuie să aveți răbdare să vă echilibrați, să munciți, că să vine la un moment dat și asul de cupă. Vine și vindecare, vine și dragostea. Dar deocamdată cineva, ori ei, ori voi, cineva e supărat din cauza acestor triouri, cineva nu vrea să vadă oportunitățile care vin, încă stă în șabloane, încă stă în idei fixe, deși simte o chimie puternică, ar vrea să ofere ceva, dar nu face nimic. Nu face nimic. Fuge. Fuge de el însuși sau de ea însăși, fuge de discuții, creează blocaje în jur. Ar vrea să meargă, ar vrea să fie îndrăgostit, dar mai e ceva, mai e ceva. Hai să încerc să pun totuși un clarificator pe acești 7 de cupe, da? Ia să vedem. Nu știu ce așa simt. 7, 8. Justiția. Interesant. 4 de spade. Supărați. Voi. Cavalerul de monede. Te rog frumos, clarificăm. 7 de cupe. Șapte de cupe, te rog frumos, influență exterioară, șapte de cupe. Fecioară, șapte de cupe, clarificăm. Steaua. Eu zic că simțiți că această persoană este tot ce v-ați dorit în viață. Și vă creează această stare de euforie, de confuzie, de visare, de fantezie. Dar într-un fel sau altul vă și inspiră, vă și vindecă personajul acesta. Vă dă credință că aveți și mare preot. Că puteți fi altfel, că puteți manifesta altceva.
Ați trecut printr-o perioadă de stagnare, de sacrificii și trebuie să redeveniți, aici e 9, da? 9 septembrie, să redeveniți independenți, să lucrați iar 3, să lucrați pentru independența voastră. Să lucrați, să munciți și să vă detașați iar 8 de cupe. Să vă detașați de cupele goale ca să mergeți către o relație. Ia uite, valetul și regele de monede. Relați, ia uite, șasul de cupă. În momentul în care sunteți, știți că dacă sunteți stabili financiar, puteți să oferiți și să vă și bucurați de acest as de cupe. Pentru că la stea, la împărăteasă, la regine, nu poți să mergi oricum și oricând. Dar în mod special, oricum. Dacă oricând mai merge, să le faci o surpriză, dar totuși nu poți să mergi oricum. Cam aceasta a fost etalarea pentru martie. Sunt curioasă, da, uite, de-aia, demonstrați dragostea și atunci demonstrați prin muncă, prin acțiuni. Sunt două persoane care, e și alt mesaj, intră într-o relație, da? Într-o relație stabilă, acest as de care vă este teamă, că nu știți dacă se manifestă. Aveți încredere. Încredere, da? Încredere. Steaua, credința, speranța. Aveți încredere. V-am zis, persoana poate să fie creativă, că aveți artistul, sau într-un fel sau altul trebuie să fiți voi creativi, da? Ca aici în poză, ca să lucrați la această relație, la acest potențial, altfel îl lăsați în energii negative, triste, fixiste, în care vă autosabotați potențialul. Nu comunicați, vă creați blocaje. Da, în fine. Da? Cam aceasta ar fi etalarea pentru martie. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, numai bine!